Bună ziua! Vai de mine, așa de neobișnuit să vedem ziariști în clădirea Parlamentului. E o schimbare la față, la obiceiuri, nu știu la ce, spre bine sau spre rău. Sper să fie spre bine. Bună ziua, putem începe, da? Da. Da, mersi. Noi, fracțiunea Partidul Acțiunii și Solidaritate din Parlamentul Republicii Moldova, anunțăm că vom boicota ședința Parlamentului. Motivul principal este maniera în care Dodon și partidul lui încearcă să închidă gura Parlamentului, să facă această instituție nefuncțională, sub paravanul luptii cu COVID-ul, dragostei față de oameni și așa mai departe. Ați aflat și dumneavoastră, am aflat și noi ieri și au asumat răspunderea pe cele trei proiecte de legi. Fără a veni în Parlament, fără a parcurge niște proceduri legale, democratice, fără a discuta aceste lucruri, pentru că avem și noi propuneri, drept dovadă, noi am decis în ședința de azi dimineață a fracțiunii să boicotăm acest exercițiu. Pe această cale îi transmitem un mesaj foarte clar lui Dodon, partidului său și primului ministru. Republica Moldova este una parlamentară și Parlamentul nu poate fi deconectat la bunul plac și atunci când dorește Igor Dodon. Noi suntem aleși de cetățeni, noi suntem obligați aceste legi foarte importante care țin de bunăstarea Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, să le studiem, să le îmbunătățim și într-un final să le votăm. Pentru că drept dovadă a fost ședința precedentă a Parlamentului în care foarte multe, dar foarte multe proiecte de legi care au venit de la guvern, deputați din opoziție, de la guvernare, noi le-am votat. Și am demonstrat că suntem de bună credință. Dar ceea ce a încercat sau încearcă astăzi să facă Dodon și partidul său este un element de uzurpare a puterii în stat și reducerii la tăcere a Parlamentului. Eu asta am vrut să vă spun pe partea ca introducere. Am să rog și colegii să intervină cu alte mesaje. Sergiu? Bună ziua, vă spun și eu. Eu vreau să mă opresc foarte pe scurt la procedură. Într-adevăr, mecanismul angajării răspunderii este un mecanism constituțional. Doar că ieri, când am văzut că guvernul își angajează răspunderea, imediat am transmis mesajul foarte clar că în lumina hotărârii Curții Constituționale anterioare, atunci când guvernul a încercat să-și angajeze răspunderea pachetul de legi care urmau să susțină business-ul și cetățenii, în cadrul unei ședințe fără quorum, deci o astfel de angajare de răspundere este neconstituțional. Și acum vreau să transmit un mesaj, nu știu care sunt planurile lui Chicu, dacă cumva are de gând să meargă mai departe doamna Greceanu, domnul Dodon, dacă au de gând să semneze o lege care este adoptată, care nu este prezentată în plenul Parlamentului, sunt pasibili deja de răspundere penală, pentru că lucrurile sunt foarte clare, Curtea Constituțională a tranșat deja problema și îi atenționez pe această cale. Dacă au de gând să semneze legea care va fi sau nu va fi, urmează să vedem, cel mai probabil ședința va fi fără quorum, dacă au de gând să semneze o astfel de lege sau publice monitorul oficial, sunt pasibili de răspundere penală. Noi vom face denunț penal pentru tragerea lor la răspundere penală, pentru că hotărârea Curții Constituționale spune foarte și foarte clar. Nu există nicio angajare răspundere în cadrul unei ședințe a Parlamentului care nu are quorumul deliberativ, adică la care nu sunt prezenți cel puțin 51 de deputați. Cel mai probabil va fi o ședință eșuată, respectiv legea care ei au de gând, sau cele patru legi pe care ei intenționează să le adopte, nu se consideră legi. Practic, procedura este compromisă și nu există nicio lege adoptată urmare a unei ședințe a Parlamentului fără quorum. Ca urmare, va fi înaintată moțiunea de cenzură?
cenzură pasă deci moțiunea de cenzură se înaintează potrivit Constituției în situația în care legea prin care guvernul își angajează răspunderea este prezentată în Parlament. Altfel spus, dacă guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului, de atunci deja curge termenul ăsta de 72 de ore, 3 zile în care parlamentarii, cel puțin 26 de parlamentari, pot să depună moțiuni de cenzură. Atâta timp cât este o intenție de a-și angaja răspunderea, respectiv angajarea răspunderii cade, ea nu are finalitate, respectiv nu ai cum să depui moțiuni de cenzură. Radu, Radu, o să vină cu câteva mesaje pe calitatea legilor care dorește să se asume guvernul în fața Parlamentului. Mulțumesc mult, bună ziua tuturor. Eu să vin câteva clarificări privire la aceste legi în care s-au asumat răspunderea. Noi am analizat modificările la bugetul de stat și pe care vrea să le facă acest guvern și putem să vă zic că am descoperit lucruri foarte grave. Și în primul rând, în loc să blocheze urgent cheltuielile inutile ale autorităților publice și să ofere un ajutor real business-ului și agricultorilor și să fie menținute locurile de muncă pentru cetățeni, guvern crește și mai mult deficitul bugetar la o sumă enormă de 17,5 miliarde de lei sau 8,3% din PIB. Deci este un deficit bugetar de 3 ori mai mare decât cel înregistrat în anul trecut. De asemenea, acest guvern nu se împrumută ca să susțină populația sau să majoreze salariile sau să crească alocațiile la spitale sau să subvenționeze salariile. Ei nu fac toate astea. Ei încearcă pur și simplu să reducă la tăcere Parlamentul ca să nu ajungă la cetățeni informații despre creșterile ascunse pe care vor să le facă și despre schemele prin care încearcă să fure atunci când anunță contracte de construcție a drumurilor. Și cel mai grav lucru pe care nu l-am descoperit este că ei propun ca deputații și alți angajați subordonați ai Parlamentului să poată primi sporuri salariale mai mari decât medicii, profesorii sau angajații în domeniul apărării. Deci, de exemplu, pentru angajații subordonați Parlamentului au stabilit sporuri salariale de 40%, pentru personal medical 30%. Pentru cei din domeniul apărării 20%, pentru cei din domeniul învățământului 10%. Deci asta au încercat să ascundă. Și asta este un lucru inacceptabil, mai ales că noi nu am înțeles care sunt criteriile și care este inechitatea. Deci să ne uităm la buget. Noi ne întrebăm cum vor fi cheltuiți acești 80 de miliarde de lei. Nu am văzut, cum spuneam, niciun program de menținere a locurilor de muncă sau de a încerca să salveze întreprinderile afectate de criză. Nu am văzut programele pe care le-am propus noi și alți experți în economie care se referea la subvenționarea parțială a celor disponibilizați sau la crearea unui program de garantare a creditelor. Și, din nou, sub paravanul unor majorări minore pentru anumiți funcționari, guvernul nu prioritizează niciun fel cheltuielile autorităților publice. Din nou, se cheltuie în plină criză pe cheltuieli iraționale pentru clădiri, pentru reparații, pentru sisteme de software, pentru drumurile electorare a lui Dodon, Arena Chișinău, studii de fezabilitate la aeroporturi și alte proiecte la care, desigur, prietenii Dodon vor câștiga achizițiile. Se crește bugetul la Consiliul Audiovizual, la Consiliul Concurenței. Și iată, asta se numește grija pentru cetățean pe care o vede Igor Dodon. Și, din nou, finanțarea este pur și simplu imaginară. Ei au lăsat în acest buget creditul din Rusia, au lăsat finanțarea din partea Uniunii Europene, chiar dacă e clar pentru toată lumea că acești bani nu vor veni. Și mai mult decât atât, guvernul planifică să mai împrumute încă 3 miliarde de lei de la băncile interne din Republica Moldova, astfel că suma ajunge la 6 miliarde de lei împrumutați din sistemul bancar. Acești 6 miliarde de lei, în loc să meargă la creditarea pentru business, care este atât de necesară, va merge pentru finanțarea acestui stat și pentru cheltuieli absolut nejustificate. Deci, pe părerea noastră, avem un guvern care pur și simplu este rupt de realitatea. Ei sunt gata să bage țara în faliment, doar ca să facă plac
stăpânului colocului. Și eu știu prea bine ce se va întâmpla dacă acest buget nu va putea fi executat. Achitarea salariilor și pensiilor va fi pusă în pericol, iar asta, dacă se va întâmpla, va fi pusă doar pe seama lui Igor Dodon. Cum spunea și domnul Grosu, noi boicotăm această ședință pentru a nu permite ca acest abuz să se întâmple și nu vom asigura cuvorumul. Dar reiterăm că PAS este gata să voteze orice proiect de lege care este în beneficiu cetățeanului și noi încă o dată îndemnăm guvernul să vină în Parlament cu această rectificare prin procedură parlamentară clasică și să găsească un consens pentru a asigura majorările realmente necesare pentru societate. Cam asta am vrut să vă transmit, vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Doar o mică precizare, ce facem mai departe? O să mă întrebați astăzi. Astăzi lucrăm mai departe. Trebuie să închidem această pagină rușinoasă cu venitul peste noapte cu asumarea acestor trei legi. Închidem ședința și tot astăzi deschidem alta, da? Convocăm biroul permanent și ne apucăm de treabă. Avem o agendă de vreo 20 ceva de proiecte în ordinea de zi. Stimați socialiști, stimați colegi din Partid Democrat și alte fracțiuni, la treabă! Ne convocăm în biroul permanent, aprobăm încă o dată ordinea de zi, fără, îl trimitem pe domnul Chicu să-și abroge deciziile de ieri, să le adopte într-o procedură de proiecte de legi, să le trimite regulamentar la Parlament și vă promit, dacă e nevoie, și mâine ne convocăm în comisii, citim, analizăm, noi deja am făcut o analiză repede, o să ne concentrăm, o să ne mobilizăm astfel ca să avem niște modificări, rectificări bune și nu băgate pe sub ușă. Asta am vrut să spun, deci noi, fracțiunea va rămâne toată ziua în Parlament, la dispoziția restul colegilor, să muncim mai departe. Examinat proiectul privind demisia domnului Gățcan și, în general, dacă puteți să ne explicați cum a fost posibilă semnarea cu un număr mai mic acestei cereri de demisie sau de renunțare la mandat decât cel care el a anunțat, adică domnul Gățcan a anunțat că aderă la Promoldova. Noi, într-adevăr, am fost informați ieri seara foarte târziu că va avea loc ședința Comisiei Juridice. N-am fost prezent la această ședință pentru că am considerat că nu este un mod colegial de a activa așa cum încearcă să funcționeze să activeze domnul Bolea. Noi am avut o ședință alaltă, era o ședință fixată pentru ziua de marți. Domnul Bolea a luat și pur și simplu a întrerupt ședința, a spus că are motive întemeiate. După care am văzut de ce a întrerupt, s-a dus la sediul centrului ăsta medical pe care îl conduce Gațcan și i-a pus acea coroană funerară. Da? Deci după mine este batjocoritor stilul în care conduce această comisie domnul Bolea, de aceea nu am considerat astăzi necesar să mă prezint la ședință. Nu știu ce au adoptat sau n-au adoptat, cel mai probabil au adoptat pentru că au 5 membri din nou, adică dacă Nichiforciuc îl considerăm partea echipei PSRM, deși el e partea PSRM, deci PSRM are 5 din 9 în componența Comisiei Juridice. Acum, legat de această cerere, sigur că am avut întrebări. În mod normal, lucrul ăsta trebuie să-l investigheze procurorii, dar din ceea ce vedem noi dintr-o parte, mie mi se pare că această cerere a fost scrisă de către socialiști și nu de către domnul Gațcan și cel mai probabil domnul Gațcan a fost fie impus să o semneze, fie a doua opțiune, el nici nu a semnat-o, dar ăștia i-au falsificat semnătura pentru că dacă te uiți în cererea anterioară, care este datat cu o zi înainte, este aceeași semnătură. Vă dați seama, oamenii când semnează, nu poți face exact aceeași semnătură două ori sau două zile la rând. Semnătura oricum diferă un pic. Chestii minore, dar oricum semnătura diferă. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai probabil e una din aceste două opțiuni. Dar verdictul final, evident, trebuie să-l dea procurorii, ei trebuie să cerceteze în ce măsură această cerere de demisie a domnului, sau așa numită cerere de demisie a domnului Gațcan, a fost depusă de către domnul Gațcan, fără a exista împrejurări de intimidare sau alte motive care ar face ca intenția să nu fie una
autentică, deci intenția manifestată de către parlamentar în momentul depunerii acestei cereri de demisie. De obicei, atunci când deputații depun cerere de demisie, ei anunță personalul lucrul ăsta, ies într-un briefing, spun că da, într-adevăr am depus o astfel de cerere de demisie, de ce am depus o astfel de cerere de demisie. Ori în cazul domnului Gațcan, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, a ieșit furculit și a spus că Gațcan a depus cereri de demisie. De unde noi știm că, de exemplu, nu a stat cineva acolo cu pistolul la tâmplă și i-a spus, ești semnează această cerere, că altfel te împușcă. Da. Dincolo de calitatea... Dăm idei. Da. Cum comentați tot ce s-a întâmplat ieri? Pentru că vedem că nici astăzi domnul Gațcan nu este prezent la ședință. Eu vă propun un pic să privim mai în ansamblu ceea ce se întâmplă. Și dacă opinia mea, când privești mai în ansamblu ceea ce se întâmplă, este o reglare de conturi între două grupări, care acum un an erau mari și mari prieteni și parteneri. Da, deci noi asistăm la reglarea de conturi dintre un oligar plecat și unul care vrea să devină oligar. Deci ăsta e, vechii parteneri, acum își arunc amabilități unul altuia, se victimizează, cumpără deputați, îi sechestrează ziua în iaza mare, îi duc în vii, îi fotografiază, după care auzim că au trecut hotarul spre România. Ironia sorții, socialiștii găsesc refugiu în România. Da? Nu în Rusia, nu prin Orient, un departat, Magadan sau alte state membri CSI, în România. Deci România pe care o blamează și o critică și câtă românofobie dă din ei. Deci acolo își găsesc refugiu. Mă repet, este o reglare de conturi între două grupări. Ceea ce ne convinge încă o dată în afirmația și poziția noastră, parlamentul ăsta nu mai este legitim. Noi avem a patra parte din parlamentari care nu mai sunt legitimi. Da? Și dacă noi nu mergem în fața alegătorilor, eu mă tem că noi o să ne trezim cu o treime din parlamentari care așa o să treacă dintr-o parte în alta. Scuzați. Și pe fundalul la toate astea, noi, din păcate, vedem impotența structurilor de drept din Republica Moldova. Pe de o parte, cineva umblă cu culioace, vestitul cu lioc, și cumpără deputați. Și președintele Dodon, care are la moment toate pârghiile și arată totala impotență, da, a împrăștiat distincții de generali în stânga și în dreapta și toți acești generali nu pot elementarul documenta, identifica cine, cum o face și așa mai departe. Avem un procuror general care am impresia că el e în altă țară, deci face chestii de procuratură în altă, nu în Moldova. Da? Și asta se întâmplă pentru că instituțiile noastre, din păcate, au rămas și au devenit și mai nefuncționale. Asta e justiția lui Dodon. Este judecătorii pe care Dodon li semna decretul de denumire pe viață. Ăștia sunt procurorii pe care Dodon i-a încălzit la piept. Atunci când făceau rând la președinții, prin spate. Atunci când consilierii domnului Dodon se întrețineau cu cei de la CSM, vestiții, Frunză, Sternioală și alte personaje. Druță, ce-am spus? Frunză, scuzați, Druță, da, poate e o asociere. Și totul ăsta, și pe fundalul ăsta, ies penale din pușcării, sunt achitați cei care în bătăi umoară. Deci astea sunt instituțiile, ăsta e statul pe care îl vrea Dodon. Deci de aceea reforma justiției trebuie să rămână o prioritate. Iar lucrul ăsta poate să-l facă numai un parlament curățat. Curățat, iată, de toți transfugii ăștia care se vând și fug și se ascund și iar... Ați auzit, Gasan, dă-mă înapoi la PSRM. Asta e pe cine l-au sechestrat, l-au dus, altercații și reglări de conturi ca în anii 90.
Scuzați. Domnule Gros, astăzi socialiștii au propus, cel puțin au venit cu, spun cu vorbini cu inițiativa privind modificarea Constituției, privind condamnarea traseismului politic. V-au îndemnat și pe dumneavoastră să semnați acest document. Cu traseismul? Da, noi în fiecare ședință a Parlamentului o să propunem în declarație ce să o mai revotez odată. Să mai revotez odată. Da, trecut domnul Alaib a propus, poate noi să mai revotăm odată declarația împotriva traseismului. Și ideea cu 61 deputați. Eu am un deja vu, parcă vorbește Plohatniuc prin gura lor. Și 61 de gațcani rezolvă... Da? Acum sunt mai... Da, 61 de gațcani. E fumigenă, exact. Ca și fumigena. Deputatul tău, cum... circunscripția ta, deputatul tău. Vrei el pui, vrei el scoți. Vrei el... E făcut un cadou lui Dodon și ăsta lui Plohatniuc și Plohatniuc eu l-o scos. Într-adevăr, este o fumigenă. Vă referiți la traseism sau vă referiți la micșorarea numărului de parlamentari? Deci, legat de micșorarea numărului de parlamentari, dar și legat de traseism în general, este o fumigenă. Fix așa făcea Plohatniuc. Dacă nu mă greșesc, Plohatniuc a mers chiar la un referendum. Acest referendum chiar a fost validat de Curtea Constituțională. Da? Deci este o încercare disperată de a sustrage atenția de la lucrurile absolut grave care se întâmplă în această țară, inclusiv criza pandemică, criza economică și restul, și Dodon nu mai face față. El este incapabil efectiv să guverneze. Legat de traseismul politic, este o problemă de constituționalitate și de respectare a principiilor Comisiei de la Veneția. Traseismul, mandatul, știți că este interzis, mandatul, există interdicția mandatului imperativ. Deci asta înseamnă că nu poți pe un parlamentar să-i retragi mandatul în situația în care el decide să plece dintr-o fracțiune. Și asta sunt niște principii la nivelul Comisiei de la Veneția. Dincolo de asta, chiar dacă scrii lucrul ăsta, admitem că noi nu este problema în legislație, este problema de calitate a clasei politici. Poți scrie cât n-ai scrie, că noi am adoptat declarația de condamnare a traseismului politic. Și ce folos? Fix așa, în Constituție, poți scrie, se retrage mandatul, de exemplu, dacă parlamentarul pleacă dintr-o fracțiune în alta. Acum parlamentarul va aștepta nu ca să plece, dar ca să fie dat afară. Da? Și atunci cumva el își păstrează mandatul. Sau el rămâne formal într-o fracțiune, dar votează cu altcineva. Deci este o problemă de calitate a clasei politice. Și la momentul de față, într-adevăr, suntem în cadrul unui parlament nereprezentativ, nelegitim, un parlament care seamănă foarte mult cu parlamentul precedent, mai ales atunci când Plohatniuc a luat curta deputați din toate fracțiunile și i-a unit la dânsul un Partidul Democrat. Deci un parlament care n-a nicio treabă cu votul cetățeanului. Da? Deci este votul cetățeanului care a spus una și parlamentul cumva face ceea ce dorește. Și unica soluție este, într-adevăr, să mergem la cetățeni, ca cetățenii să curețe acest parlament, în primul rând, de Plohatniuc și de Dodon, pentru că este una și aceeași. Fie Plohatniuc, fie Dodon sunt la fel. Sunt toxici pentru viitorul Republicii Moldova. Deci, prin alegeri, putem scăpa la pachet de ambii. Autoritățile române sunt în drept să verifice dacă domnul Gascan este sechestrat sau are pază de bunăvoie? Bine, nu știu. Probabil, da, probabil atâta timp cât nu există o cerere oficială din partea statului, nu cred că pot să verifice lucrul ăsta, dar eu cred că lucrurile se vor clarifica și noi vom afla mai multe detalii. Azi, mâine, poi mâine. Mersi mult, mulțumim, o zi bună. O zi bună.